Salutare prieteni și bun găsit pe canalul de YouTube. Am aici un stabilizator de tensiune de la Silver Cloud K500W, probabil. Niște chestii interesante cu Digitech System. Mă rog, reclamă foarte multă. Problema lui este în felul următor. Îl aprinzi, merge un minut sau chiar deloc și se stinge singur. Rămâne exact cum e acum. Nu cred că ar fi vreo problemă de la întrerupătorul ăsta sau habar n-am. Sau probabil. Că e ciudat. În fine. I-am desfăcut șuruburile. Și acum mai e vreunul și nu te-am văzut? Ok. Puțină haraba bună pe aici. Asta e circuitul de așa. Asta este. Cu rele. Placa arată destul de curat. Că nu e niciunul problematic pe aici să zici că vreun fir întrerupt, ceva. Asta e în regulă. Asta e în regulă. Releele sunt poziționate cum trebuie. Acolo foarte multă risipă de sârmă. Aici. Ce avem aici? Asta. Este un lipici, am crezut că este urmă de apă. Întrerupătorul. E în regulă. Uite ce am observat, dacă observați și voi. Acest condensator este umflat. Și cred că sincer și din cauza lui această problemă, ba merge, ba nu merge. Sau ba merge și se oprește. Ceilalți? Ăștia sunt în regulă. Cipurile nu sunt crăpate. Tranzistori. Ăsta nu are și el nimic de ce să țină. Radiator nu are nevoie. La prima vedere asta ar fi problematic. O să-l scot și să-l măsurăm. Am o poziție mai ciudată de a-l scoate. Minusul aici. Ok, cam așa arată această mini pognitoare. Mai bine bubuia. Și știam o treabă. Hai să-l măsurăm. După cum știți în celelalte filmulețe, mi-am luat tester. Ia să vedem. Testing. 49 V, am bateria. Oh! Deci are 407,8 microfarazi din 1000 microfarazi. Asta e mai mult de jumătate mort. Bun. Ups. Hai să caut unde asta. Sper să am. 1000 microfarad 35 V. Ok. Caut unul și revin. Am găsit unul de 1000 microfarad 35 V, numai că nu e pe dimensiunea respectivă.
Asta mai mare, asta mai mic. Sper să se potrivească. Asta ce scrie pe el? Minus 40 plus 105 grade, asta? Asta decât 105 grade. E suficient. Înseamnă că se potrivește în locaș. Ah! Bun, scuze, scuze, scuze. Hai să facem un test. E 958,8. Bun. 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 Asta este. Hai să vedem dacă și încape. E acceptabil. Cum să-l lipesc eu acum? Da, știu, din lene n-am desfăcut firele ca să pot să scot placa cu circuite mai ușor. Sunt puturos. E și marți. Bun. Să mai verific o dată. Știi, asta în regulă, în regulă, în regulă, în regulă, în regulă, în regulă, în regulă. În cazul ăsta nu rămâne decât să le pun la loc. Și să facem un test. Am mai întâlnit erorile astea de genul din cauza la un condensator nu mai pornea televizorul. Tot așa, umflate și distruse practic. Nu știu cum arăta. Umflat și din 1000, totuși, din 1000 de microfarazi să mai ai decât 400. E caput. Se prinde că două șuruburi. A, n-am pornit filmarea că am avut o problemă. Hai să vă arăt și vouă. Dubioasă totuși. Uite, ba șurubul. Bine, sper să nu mă fac de râs. Bun. Șurubul înfileta, da? Și acum. A, merge. N-am putut să le scot. Să mișca un gol. Să mișca un gol. A trebuit să bag o... Băga racleta asta. Nu racleta. Spatula, nu știu cum se numește. A desfăcut telefoane. Și așa am putut să reușesc să le scot. Am putut să le scot. Pun pauză și revin cu testul. Bun, l-am montat. Hai să-i dăm drumul. Pentru o secundă am crezut că nu va funcționa. El până acum se oprea. Deci până acum se oprea.
O să-l mai las să meargă o vreme. Ce-am văzut ceva, ce mi s-a părut drăguț de fapt, a fost că am avut aici niște siguranțe fuzibile legate cu scoci. Modelul este Silver Cloud KCJMI, intrare 140 pe 260 de volți, ieșire 220 pe frecvența de 50 de herți, putere aparentă 500 de watts, aparentă, da, doar aparentă este. Nu știu cum. Digital 230 output voltage, 231 input, 237. Ah, drăguț. Bun. Cam asta a fost, prieteni. Mare lucru nu i-am făcut. Prima mea impresie a fost că era de vină asta. Când încercam să dau de mai multe ori, pornea, iar se oprea, bineînțeles, iar încercam să dau din el. Dar cred că cea mai mare problemă a fost condensatorul acesta care îi dădea eroare. Era la jumătatea valorii respective. Gata, nu vă mai țin. O zi bună, să aveți în continuare. La revedere!